încearcă un mare sentiment de bucurie. Încununat de emoțiile firește, umane, ale unui om, care trăiește un moment special de a fi apreciat de comunitatea în care trăiește. Apreciat printr-un simbol special, titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Este onorant pentru mine. Nu pot spune decât că vă mulțumesc din suflet că ați ajuns să votați pe colonelul Sandu pentru acest titlu. O să-mi permit să vă spun câteva cuvinte cu mare drag și cu mare emoție, cum am spus, chiar dacă de-a lungul timpului, în cei 30 de ani de carieră, am ținut destule discursuri. Vreau să mulțumesc asociației Jubilarul Veteran și Veteranul cu Viza Budez pentru promovarea mea pe acest titlu de cetățean de onoare, domnului primar pentru că a susținut și dumneavoastră, domnilor consilieri și doamnelor consilieri, pentru că a votat în unanimitate de cetățean de onoare a municipiului Botoșani, militarului veteran Sorin Ioan Ciobanu. Să-l aplaudăm. În primul rând, să fiu mai bun, să încerc să găsesc un echilibru în ceea ce îmi propun să realizez și să-mi aduc aportul acolo unde mi este permis, la o stare de normalitate mai mare decât cea existentă.